Superliga vă este oferită de Superbet. Un campionat ce se anunță deosebit de interesant, cu trei echipe nou promovate, Politehnica Iași, Oțelul Dinamo, cluburi care ar trebui să crească simțitor nivelul de interes față de primul eșalon, atât pe stadioane, după cum vedem, cât și în fața micilor ecrane. O 106-a ediție a competiției noastre interne, ce ia startul având Farul Constanța în postura de campioane și cu patru echipe angrenate în cupele europene. Noi suntem Dan Ciocliș, Costin Cava și vă invităm să urmărim împreună Oțelul Galați, echipă revenită în prima ligă după 8 ani, împotriva UTA Arad, club care a scăpat de retrogradare după un baraj, cum bine știm, disputat împotriva Gloriei Buză. Vedem 11-le de start al gazdelor cu Stoian în poartă, Jelev, Lopez, Iabre, Rus, Cisoti, Neagu, Teleș, Ursu, Fatai și Pop. Sunt numai puțin de 5 jucători veniți în această vară care apar în primul 11 al echipei lui Dorinel Munteanu. Vom vedea imediat și primul 11 al unei echipe care de asemenea a suferit multe schimbări față de sezonul trecut, de altfel cam toate echipele au făcut modificări masive. Echipa lui Mircea Rednic evident că nu avea cum să facă excepție, mai ales că s-a străduit din răsputeri să rămână în primul eșalon. Un 4-2-3-1 pentru echipa lui Rednic. Vom vedea imediat și așezarea cu Iacob în poartă, Roganović, Benga, Marcov și Abeid, apoi tânărul Mihai, Carp și apoi Rareș Pop, Fabre și Dumitrașcu în față, Cooper. Dorinel Munteanu, foarte optimist, spunea o să fie exact ca la Liga a doua, când nimeni nu ne-a dat nicio șansă, ne-am produs surpriză. Acum, și acum mai bine de 11 ani, când n-am avut nicio șansă la prima vedere, cu niște echipe mult mai puternice, am reușit să câștigăm campionatul. Oricum, cred că va fi foarte greu pentru ambii antrenori, cel puțin în debutul sezonului, în condițiile în care au fost atât de mulți jucători aduși în ambele tabere, greu pentru stabilirea relațiilor de joc, pentru omogenizare. Da, și nu din care afară de mult timp la dispoziție, sunt o grămadă de jucători care au venit chiar zilele acestea. Aici o prima acțiune cu un șut pe poartă, o minge care a plecat din piciorul lui Pop. Minute 2000 din succes. Aici este un șut pe poartă. Minge care... Acum o minge pentru Fatai, să vedem, iese Iacob și reușește să ajungă primul. Tocmai vorbeam că nu mai are spiritul de altă dată. Dar ieșirea e bună. Fatai reușește să lovească această minge înaintea lui Fatai. O minge reprimită de la Roganović, Pop, Iabre nu respinge foarte bine și Cooper șutează apoi mult peste. Vine acum centrarea lui Roganović și o minge deviat, o traiectorie ciudată acolo. Acesta este Samuel Teleș. Teleș cu un șut de la distanță, mult peste. S-a lăsat pe spate. Rareș Pop pentru Fabri, urcă Abeid și primește acum. Dribling frumos, continuă Abeid. A încercat o bicicletă acolo, era să se autoaccidenteze. E ultima fază a acestei prime reprize, o lovitură liberă pentru UTA din flancul stâng. Vedem așezarea acolo în marginea careului. Până la urmă mai avem un pic și intrăm în al șaselea minut suplimentar. Fază fixă, minge bătută cu efect, înalt de Fabri. Rareș Pop. Șutul lui Pop este 1-0, gol de senzație reușit de Rareș Pop la ultima fază a primei reprize, un gol de generic, iată primul în actualul sezon de Superliga. Excepțional șut pentru un jucător de 18 ani, Rareș Pop, unul dintre cei doi fotbaliști de această vârstă din primul 11 al lui. O reacție destul de târzie acolo a lui Ursu, care este depășit de adversar. Mingea se duce însă superb în stânga portarului Stoian. Da, o execuție superbă lui Rareș Pop. Aici o șansă bună, Jelev. Mingea trece pe lângă poarta lui Iacob, care cred că a fost surprins de felul în care a sărit mingea. Care bună, promițătoare a lui Bodișteanu. Bodișteanu scoate mingea în centru, să vedem ce face Teleș. Teleș șutează, șutul său, puțin pe lângă.
Iacob are această variantă până la Benga, o privire scurtă aruncată de Benga în față, a încercat să trimită mingea pe vârful Leitman. Oricum, iarăși rit bun de partidă în startul acestei reprize a doua. Încă nu a venit vreo întrerupere pentru că Jardanță își face apariția pe teren. Acțiunea lui Bodișteanu, Bodișteanu cu pasa, momentan blocat de Benga, însă Bodișteanu încearcă să obțină o lovitură liberă. Pasa dată în dreapta de Tele și este gol! 1-1, Pop! Excelentă acțiune purtată de Gălățini! Și un gol venit firesc pe fondul unui joc foarte bun al Gălățenilor în acest debut de repriză. A fost adus de la Unirea Dej și l-a jucat și pentru Universitatea Cluj câteva sezoane. De altfel, e interesantă și povestea lui. E născut în Argentina. Excelent, a lovit mingea, dar de remarcat și gafele în serie ale lui Benga. De două ori acolo nu a reușit să intervină, apoi gafă în lanț, am văzut și pe Markov, foarte greu, imobil. Bate veteranul Neagu, capitanul trimite acolo înalt, lovitura de cap. E lovitura de la 11 metri. Wow. Chivulete vede aici un fault. Nu, pentru Hens. Pentru Hens. Poate aici vedem mai bine. Da, ridică mâna și cu mâna dreaptă cred că atinge această minge. Italianul Cisotti, pași mici, trage apără, însă Iacu cu picioarele. Șutul a fost pe centrul porții. Incredibil, a rămas cu un picior pe linie. Excepțional anticipat acolo Iacob. El e la al doilea an de arbitru internațional, cred că 2020. Da. Minge trimisă acolo cu efect, pericol mare. Să vedem dacă vine golul. Nu, ratare uriașă a lui Cârjan. Am impresia că a sărit mingea în momentul șutului, altfel o execuție complet ratată. Luna se va încheia pentru UTA Arad în deplasare la Hermannstadt. Lovitură liberă, Jardan. Da, și cred că este final de partidă în această confruntare dintre Oțelul Galați și UTA, 1-1. Da, un meci bun, aș spune, pentru începutul de sezon. Două goluri spectaculoase reușite de cei doi Pop, Rareș Pop și Alexandru Pop. Superliga vă este oferită de Superbet.